Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. La 3 luni după instalarea guvernului Grindeanu, administrațiile județene au în sfârșit bugetele pe anul 2017, putându-se apuca serios de treabă. Să sperăm că se va și întâmpla acest lucru. Despre situația din cadrul Consiliului Județean Maramureș, modul cum a fost conceput și aprobat proiectul de buget pe anul în curs, stăm astăzi de vorbă cu domnul Marinel Covaci, consilier județean PNL. Aș fi vrut să-l avem invitat și pe domnul consilier județean PSD Emil Ambruș, însă dânsul ne-a anunțat pe ultima 100 de metri că nu va fi prezent la emisiune, dar vom discuta atunci cu domnul Marinel Covaci. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Partidul de guvernământ, domnule Covaci, are de implementat un program politic asumat în campanie. Se poate vorbi de un buget național și o sumă de bugete de consum prin care se alocă creșteri salariale și de altă natură în detrimentul dezvoltării? Sau cum am putea să apreciem? Da, într-adevăr ne-am putea pune această întrebare și mi se pare că în mod firesc v-ați și întrebat dumneavoastră, pentru că din ceea ce într-adevăr în aceste zile se vehiculează peste tot, pe toate canalele de știri și în toate programele de televiziune, se discută aproape numai de ceea ce înseamnă anul acesta în care va curge mierea și laptele, se pare. Peste tot, la toți cetățenii. O să fie extraordinar de bine pentru că se anunță creșteri salariale nemaipomenite și inclusiv ceea ce va fi cu punctul de pensie. Încă într-o țară nu s-a auzit până acum să crească salariile cu 50% la toată lumea, așa, brusc, la bugetar, la 1 milion de oameni în țara asta. Din punctul ăsta de vedere, sincer să fiu, eu sunt chiar speriat și cred că foarte multă lume. Iar dacă o să întrebați sau i-ați fi pus întrebarea aceasta unui antreprenor din România, unor oameni care să chinuie să facă și să supraviețuiască, nu, dar în primul rând să facă să meargă economia acestei țări, pentru că motorul totuși nu sunt nici bugetarii, și eu sunt bugetar în învățământul superior, dar asta nu înseamnă că nu sunt conștient de faptul că cine produc și de unde vin banii, în primul rând, nu sunt de la noi bugetari, ci de la cei care într-adevăr fac o producție materială din care, prin vânzarea acestor bunuri materiale, rezultă după aceea bani pentru bugetul de stat, de fapt. Ca să explicăm, toate impozitele, da, și toate taxele care sunt plătite de către mediul privat la stat, absolut, merg înspre bugetari. Absolut. Și aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să explicați de ce este mai greu unui agent economic privat să plătească anumite salarii mărite și acelea față de bugetari. Pentru că bugetarii primesc banii direct de la stat. Iar cei din mediul privat privesc banii de la acel om, antreprenor, administrator de firmă, care încearcă să facă o activitate economică profitabilă pentru ca să poată să-i plătească pe acei oameni, ca să poată să-și plătească după aceea toate dările către stat, impozite, taxe pe care le are de plătit. Bugetarii și bugetul de stat, practic, de acolo se adună. Și, sigur, acum cei care văd ce se întâmplă în domeniul public, să spunem așa, adică pentru bugetari, anunțuri din acestea fantastice de creșteri nemaipomenite, sunt disperați pentru că fie vor închide marea majoritate a celor care au întreprinderi mici, antreprenori mici, vor închide firma, iar cei mari își vor restrânge activitatea. Ce s-a și întâmplat în țară, ca absolut, sute de angajați să fie disponibilizați. E o problemă foarte mare și sper ca lucrurile să nu se îndrepte înspre ceea ce acum se clamează foarte puternic peste tot. Vedeți, guvernul cu această lege a salarizării unice, cu care a întrerupt negocierile cu sindicatele, pentru că și-au dat seama că nu pot răspunde solicitărilor sindicatelor în a motiva de unde vor avea banii. De fapt, asta este cel mai important lucru. Au pasat, propriu-zis, legea Parlamentului pentru ca Parlamentul să-și asume răspunderea și nu guvernul. Și Parlamentul o să facă următorul lucru. O să o ducă până la nu știu când, în discuții și amendamente, după care probabil că va fi o lege care nu se va aplica.
Și pentru că am deschis această paranteză, să știți că am stat de vorbă cu foarte mulți agenți economici care spuneau că statul nu-i ajută absolut deloc. Foarte mulți spun cei genul supermarketurilor, a magazinelor micuțe de la blocuri, au fost nevoiți să ridice prețurile pentru a-și putea păstra angajații ca să le acorde salariul minim. Că foarte mulți sunt încadrați cu salariul minim, să le acorde acea majorare. Da, și ridicarea majorare, deja de la 1250 la 1450 a salariului minim, care deja s-a simțit în lumile acestea. Ai două variante. Nu, ori dai afară un om sau doi, ori e o altă măsură. Ridici prețurile. Și dacă nu, trebuie să ridici prețurile. Orice s-a întâmplat la noi. A scăzut TVA-ul. Corect. Au crescut prețurile în câteva luni, de două ori au fost creșterile de prețuri. S-a scumpit carnea, tocmai astăzi am anunțat. S-au scumpit cam toate. Gazele s-au scumpit. Și ce mai urmează? Ce scumpiri mai urmează? Cum am putea explica acest lucru, domnule Covaci? Eu nu aș vrea să fiu, pentru că îmi place să fiu constructiv, nu aș vrea să fiu extrem de critic, aș vrea doar să fiu realist, că așa ar trebui să fim cu toții, toți oamenii politici în general trebuie să fie realiști și să plece de la realitățile concrete și nu de la programe din campanie electorală. Pentru că, din păcate, cam asta se întâmplă astăzi. PSD a câștigat alegerile, nu-i contestă nimeni că nu le-a câștigat sau că a câștigat și cum a câștigat. Problema este însă, trebuie să fie ancorat în realitate. Dacă tu vii și spui, noi dăm salarii, pensii fără opreliști, cu creșteri nemaipomenite, unor categorii. Pentru că, vedeți, aici este o problemă foarte delicată. Într-o societate normală, în care suntem într-o economie de piață liberă, concurențială, trebuie să primeze acea piață și economia aceea să duduie dacă vrei să ai de unde să împarți și celor care sunt și nu produc, celor din domeniul public și bugetarilor. Nu poți susține, într-adevăr, învățământ, sănătate, armată, poliție și așa mai departe, dacă nu ai o economie de unde vin venituri. Ori acea economie trebuie să fie și sprijinită, cu facilități, în așa fel încât acel antreprenor, în loc să se gândească că acum de unde o să fac rost de bani pentru ca să pot să plătesc ce am de plătit la stat, de unde o să fac rost de bani, să pot să-i plătesc salariu mărit, pentru că trebuie să-l măresc obligatoriu, pentru că la ceea ce înseamnă alinierea la salariu minim, n-are cum să nu o facă, dar când în schimb se ajunge ca deja unii din domeniul privat să spună eu cred că nu o să mai rămân în domeniul privat și mă duc în domeniul bugetar. Că acolo se măresc permanent salariile și este mult mai ușor. Da. Și nu-i sigur, și acolo încă ceva. Nu voi pierde locul de muncă. Așa în este. Domeniul privat, în fiecare zi poți să te gândești că mâine poate nu o să mai am locul de muncă dacă cel care conduce acea firmă nu poate să facă rost de banii cu care să ne țină pe noi ca și angajați. Pe când în ca bugetar și mai ales domeniul public, nu e o problemă. Îmi pare rău și vorbesc ca și bugetar. Dar eu sunt conștient de lucrul ăsta. Nu se poate. Este o răsturnare a unei gândiri logice a ceea ce înseamnă un program care să țină cont de realitate, să țină cont de faptul că întâi o țară trebuie să se dezvolte economic ca să poată să aibă de unde să împartă în ceea ce înseamnă pentru protecție socială. Revenim la ceea ce s-a întâmplat astăzi în Consiliul Județean Maramureș la ședință și cu aprobarea bugetului. În Consiliul Județean Maramureș există o majoritate social-democrată și restul grupurilor politice. Vreau să ne spuneți noastră, se poate vorbi de interese divergente și abordări contrare în activitatea Consiliului? Ca să ne explicați care este structura și ce aliniate politice există astăzi în CJ Maramureș. Da, acum sigur, după constituirea de anul trecut, din iulie a Consiliului Județean, după alegerile de anul trecut, s-a format o majoritate zdrobitoare de 26 la acea vreme de consilieri contra 9 care ar fi opoziția. PNL, pe care și eu o reprezint ca lider de grup, PNL opoziția. Sigur, între timp s-au mai nuanțat puțin și unii se mai exprimă tot ca, să spunem așa, opozanți într-un fel sau altul. Deocamdată eu aș spune că n-au fost probleme majore
la ceea ce înseamnă problemele mari ale județului de dezvoltare, în primul rând, legat de finanțare, de programe de dezvoltare și așa mai departe, în ceea ce privește abordarea putere-opoziție. Noi, opoziția, am fost constructivi, am fost, să spunem așa, alături în aceste probleme mari ale județului de putere și puterea a înțeles până acum, cel puțin prin conducerea executivă și domnul președinte Gabriel Zetea, că e nevoie de dialog. Și deocamdată a fost o înțelegere pe marile probleme, să spunem, de dezvoltare ale județului. Acum, sigur că nuanțele sunt multe. Am putea să începem de la bugetul de anul acesta, care l-am aprobat, bugetul propriu, tocmai astăzi, în ședința extraordinară de astăzi. Se spune că la unele dintre capitolele bugetare suntem deficitari, cu alte cuvinte. Pentru învățământul special, școlile speciale, pentru Direcția de Protecție a Copilului și Persoanelor cu Handicap. Nu li se asigură decât pe circa 10 luni finanțarea din acest an. De regulă, în toți anii precedenți, se asigura pe circa 11 luni. Cu alte cuvinte, o lună jumate maxim rămânea descoperită. Acum, de exemplu, la Direcția Protecției Copilului sunt vreo 3 luni descoperite. Cu alte cuvinte, chiar am spus astăzi că sperăm ca rectificările de care colegii noștri de la PSD ne tot spun și ne spunea și domnul președinte Zetea, care vor fi în cursul verii, să fie pozitive pentru a putea acoperi deficitul care acum l-am votat. Dar așa votat. Târziu s-a aprobat bugetul față foarte de târziu, alții. Foarte târziu. Primările au stat asta, în stand-by pentru că nu știau cum să-și împartă bugetul. Și pe lângă faptul că foarte târziu, asta este o realitate, după aceea, într-adevăr, deși toată lumea aștepta un buget mult, mult, mult mai mare, nu este un buget mult mai mare și, în afară de asta, la unele instituții, cum spuneam și de Direcția de Protecție a Copilului, de exemplu, e chiar mai puțin decât anul trecut, în sensul că acum vreo 3 luni sunt descoperiți cu ceea ce sunt cheltuielile de finanțare până la sfârșitul anului și se speră că în rectificările din vară vor fi rectificări pozitive. Eu am tras semnalul de alarmă astăzi tocmai în acest sens. Și dacă nu vor fi? Pentru că problema e următoarea. Păi dacă vom crește atât de mult salariile și vom avea astfel de, să spunem, cheltuieli formidabile, pentru că asta este o realitate, s-ar putea să nu avem de unde să acoperim din veniturile care sunt la bugetul de stat. Pentru că o să trebuiască date pe salariile respective. Dacă îți cresc cheltuielile cu salarii, evident că tu trebuie să ai un buget mai mare și acel buget mai mare deocamdată nu este și nici nu se preconizează. Ne-ați putea spune valoarea bugetului pentru 2017 și cât la sută aproximativ se îndreaptă înspre salariu și ce alte capitole sunt acoperite și cu ce sume? Ca să ne facem o idee. Măcar bugetul este procente... Bugetul și este cât de pentru peste proiectele, 400 de... noi, de, proiectele noi și pentru Bun. Dezvoltare. Atunci vă propun să abordăm următorul, în următorul vă fel. Sigur că bugetul așa în mare nu spune mare lucru. Că poate să fie un buget de, cum e la noi, peste 400 de miliarde și cu un anumit deficit de 11 milioane. 400 de milioane, pardon, în lei noi. În lei ron, noi. 400 deci milioane. Cam așa era, da? Este. 400 și că va fi un deficit de circa 11 milioane care se acoperă din excedentul din anii trecuți. Nu spune aproape nimic lucrul ăsta pentru nimeni, nici din cei care ne urmăresc acum sau pentru alții care ar dori să afle ce înseamnă acești bani. Doar împărțiți pe capitole. Și atunci, sigur că aici trebuie să se înțeleagă următorul lucru. Există niște cheltuieli foarte mari legate de ceea ce înseamnă un proiect foarte mare al județului și cel mai important, și anume proiectul acesta de management, sistem de management integrat al deșeurilor. Unde din suma aceasta foarte mare, de circa 100 de milioane sunt destinați pentru acest buget, din bugetul propriu pentru acest proiect. În ce sens? Acest proiect va fi, așa se numește, că va fi fazat, în sensul că se va trece pe nou exercițiu financiar ca proiect european 2014-2020, pentru că el trebuia să se încheie deja, da. Și
abia după ce se semnează cu autoritatea de management de la București și se speră cât de repede, într-o lună maxim, abia atunci vom putea să primim banii pe care îi pune Consiliul Județean. Cu alte cuvinte, acum punem noi în avans acei bani, care după aceea o să-i primim înapoi și din banii europeni care sunt destinați acestui proiect. Dar până atunci încă nu se poate. Și așa că acum mare parte din banii la dispoziție pe ceea ce ar putea să fie cheltuieli de investiții, dezvoltare, sunt acolo. La acest proiect, la acest sistemul proiect. De management integrat exact. Al deșeurilor. Da. Și sigur că se speră ca foarte repede să se încheie contractul cu autoritatea de management de la București din minister, astfel încât el, odată ce a intrat din nou pe susținerea financiară a Comisiei Europene, banii respectivi să fie asigurați de acolo și atunci, practic, am putea să folosim acei bani în alte scopuri și pe cofinanțarea altor proiecte. Deci, vorbind bun, acum deci din despre... acești 400 da. Și un pic da, de 100 mii de lei, sunt acolo, peste 100 de mii sunt de lei, la direcția... mai rămân 300 da, dar peste 100 sunt, dacă ne uităm, peste 100 sunt numai la, tot așa, la direcția protecția copilului, sigur. Mai rămâne jumătate din buget. Bun. Care și unde jumătate se duce? Sunt pe... Sunt așa, toate instituțiile din subordine, care înseamnă, de exemplu, instituțiile de cultură, și începând de la Biblioteca Județeană, toate muzeele, Ansamblul Folcloric, Transilvania, deci toate instituțiile de cultură primesc fondurile, se bugetează din bugetul Consiliului Județean și aici aș putea spune că... De aici sunt incluse salarii... Tot. Da, tot. Tot. Și ce înseamnă asta în primul rând? Cheltuieli de funcționare și dacă sunt cheltuieli de anumite investiții de capital, în sensul că reabilitări de clădiri, anumite lucruri de investiții care sunt necesare, dar absolut necesare, că n-au fost suficient pentru ceea ce ar solicita fiecare instituție. Cu alte cuvinte, chiar și așa, chiar și cheltuielile de funcționare și pe care le-au prezentat ei, mă refer aici la fiecare din instituție, nu a fost acoperit în întregime, ci într-o proporție de 80%, 85% și așa mai departe. Dar, în general, sunt asigurați, dar nu și cu cheltuieli de dezvoltare, să spunem, de investiții, de a face niște investiții mai serioase sau altceva. Bun. În afară de astea, după aceea, sunt diverse domenii. Un alt domeniu e, de exemplu, pe ceea ce înseamnă acțiuni prioritare în domeniul cultural, unde s-a crescut anul acesta de la suma de 1.000, cu alte cuvinte, 1.000.000 anul trecut, adică 10 miliarde, acum la 15 miliarde în lei vechi, vorbind. Da. Pentru că s-a aprobat un parteneriat cu Institutul Cultural Român și în perspectiva a ceea ce vor fi aniversarea de anul viitor a centenarului Marii Uniri și aici atunci și Consiliul Județean o să poată să, zicem, să amorseze câteva manifestări, să poată să le bugeteze. De exemplu, pentru sport e aceeași sumă ca și anul trecut, pentru tineret, la tineret și la sport e o sumă de 2 milioane, deci 20 de miliarde în lei vechi, care se împarte între ceea ce înseamnă echipele de competiție la nivel național de prim eșalon și celelalte care multe din cluburi care se finanțează pe proiecte. Proiecte culturale mai sunt cele circa 14-15 proiecte culturale cu manifestări, cum ar fi Tânjaua de la Hoteni, Asoaj cu manifestări artistice, prioritare, da? Târgul Cepelor, la care s-ar fi putut Pislor. Renunța? Poftiți? Nu s-ar fi putut renunța? Aici s-a considerat că totuși sunt niște manifestări tradiționale ale Maramureșului și în care Consiliul Județean să financeze, oricum nu în întregime, ci în o anumită parte. Bine, mi-amintesc din... ultimele târguri care au avut loc, cele menționate de noastră de anul trecut, erau strict de campanie mai nou, că acolo mergeau toți politicienii care doreau să acum, intre în competiție. Cu politicienii știți cum e. E greu să-i oprești să nu participe unde se strânge lumea, pentru că toată lumea crede că dacă s-a dus acolo și l-a văzut lumea, deja gata. Dar ceea ce vreau să vă întreb eu, creșterile salariale din domeniul bugetar sunt semnificative și grăvează din greu structura bugetului. E o realitate. S-a gândit cineva la niște economii, la un mod mai judicios de repartizare a banilor publici, inclusiv la, să spunem, evaluarea și restrângerea organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Județean Maramureș și a instituțiilor subordonate? Adică mai strânge un pic cureaua? Vedeți, aici e un cerc vicios.
Cu alte cuvinte, astăzi în Comisia Buget Finanțe, înainte de plen, de ședința de plen, din nou am discutat acest lucru. De exemplu, instituțiile de cultură. Au venit în fața Comisiei de Cultură și Comisiei de Buget Finanțe, fiecare și-au prezentat acolo doleanțele, să spunem, cu bugetul, fiecare director de instituție. Aparatul propriu, când se spune așa, elaborează bugetul propriu și îl înaintează conducerii executive, pleacă de la ceea ce a fost cu un an înainte, care au fost veniturile totale în acel an, de exemplu pe 2016, și atunci spun, bun, în 2016 ați avut atâtea venituri, v-ați descurcat cu asta, noi vă putem da cât ați avut maxim anul trecut, mai mult nu, că bugetul nu permite. Ok. Și la unele chiar s-a dat mai puțin. Sigur că ei ar fi dorit să mai facă mai multe lucruri, și așa încât mulți. Dar spuneam și atrăgeam atenția și conducerii executive și colegilor, și au fost de acord astăzi cu mine în Comisia de Buget Finanțe, că ar trebui să gândim totuși pe criterii de performanță. Nu toate instituțiile de cultură sunt performante din ceea ce privește managementul acestor instituții. Fiecare manager a unei instituții de cultură are un contract de management cu Consiliul Județean, cu conducerea executivă, și acolo are criterii de performanță. Ar trebui văzut în ce măsură le îndeplinește, și nu numai atunci când se face evaluarea managementului, ci și atunci când solicită buget. Pentru că, vedeți, vă dau și un exemplu. Unele instituții au venituri proprii, pentru că toți își propun, atunci când fac și oferta la concursul de management, că vor face venituri proprii în plus față de ce primesc subvenția de la Consiliul Județean. Dar unele chiar fac. Altele nu, dar păi primesc banii. Păi aici e o problemă, pentru că eu dar care sunt acele instituții? Am dat exemple și nu e atât de important acum, dar sunt discrepanțe mari. Adică, sunt discrepanțe de genul. Nu, sunt discrepanțe de genul. Unele instituții de cultură au venituri proprii care sunt până în 5% și altele au venituri proprii care reprezintă 25% din bugetul pe care îl au. Și veniturile dintr-un an. Ceea ce este extraordinar. Dar care sunt aceste instituții? Păi un exemplu pozitiv e Muzeul de Mineralogie, care are 25% fond venituri proprii, și altele, nu știu ce să spun, dacă zic, de exemplu, ansamblu folcloric. Da. E cheltuie mai mult, da? Au, păi bine, dar ca număr de angajați au foarte triplu, mulți. Ca buget au triplu, ca venituri proprii raportat au, nu știu, 5% sau 10%, nici atâta din bugetul total. Cu alte cuvinte, și e un exemplu, da? Nu că am da, eu neapărat ceva real, cu... Nu? N-am eu nimic cu ansamblu și niciodată am susținut totdeauna toate instituțiile de cultură. Dar spuneam că ar trebui criterii de performanță mai atent văzute și s-a chiar gândit acest lucru, Comisia de Cultură și Buget Finanțe să stea împreună cu respectivii în viitor aspect? Să facă acest lucru. Acum, în ce privește aparatul propriu, organigrama propriu-zisă a Consiliului Județean, aici revine, într-adevăr, întâi conducerii executive. Ce am sesizat eu la președintele Zetea este că puțin este, să spunem, speriat de ceea ce înseamnă cheltuielile cu salariile în acest an. E îngrijorat chiar și și-a exprimat, să spun așa, această îngrijorare, plecând de la faptul că dacă la cei care lucrează și la proiecte europene mai se adaugă un plus. Plusul acela care e uneori până la 70%, 50%, poate mai mult, la salariu, atunci înseamnă că cu creșterile care sunt acum preconizate și cu ce va însemna asta, e o chestiune care a spus că ar trebui să ne gândim cum o să facem. Dar ce se poate face? Păi, acum, vedeți, aici e cercul vicios. Dacă nu faci proiecte și nu lucrezi la proiecte europene, unde e foarte greu, se implementează greu tocmai din lipsa specialiștilor în general și există o birocrație fantastică, asta e realitatea, și auditele care vin sunt foarte severe. Dacă nu sunt oamenii care lucrează foarte atent și mult pentru asta, atunci sigur că pot să iasă încurcături cu bani și penalități cu fonduri europene. Pe de altă parte, în schimb, dacă ar fi să reduci oamenii care lucrează acolo pentru a reduce, să spunem, costurile cu salarii, cu plata, atunci, practic, n-ai putea să mai implementezi atâtea proiecte. Așa este, discutăm. Dar luăm o scurtă pauză de publicitate și aș vrea să continuăm discuția pornind de la acest punct. Publicitate și ne întoarcem.